Grindina a făcut ravagii în județul Gorj. Culturile de cereale, care părea a fi unele bune anul acesta, au fost mistuite într-o clipită. În noaptea 13-14 iunie au fost afectate localitățile Turceni, Bolboși, Văgiulești, Turceni, au fost și Runcu. Conform ultimei informări de la ora 8 de dimineață, suntem în curs de centralizare a cererilor depuse de către fermieri la OAT-urile unde au fost înregistrate aceste fenomene meteorologice extreme. Până mâine sperăm să inventariem toate suprafețele și culturile care au fost afectate de grindină. Au fost multe cereri? Până la momentul de față, la OAT, la Turceni, s-au prezentat 15 fermieri. Am fost informați de inginerul de registru agricol. Sperăm să nu avem suprafețe extinse afectate, pentru că, mai ales la culturile de toamnă, mai aveam o săptămână și intra un hambar. Ghinion nesperat pentru fermierii noștri, că cultura de toamnă, cum am și vorbit mai înainte, arăta foarte bine culturile de grâu, triticale și varză. În municipiul Târgu Jiu, un acoperiș a fost luat pe sus de vijelie și a căzut pe mai multe mașini. Nu a fost singurul incident la care echipajele ISU au intervenit. În urma fenomenelor meteo extreme care s-au produs pe teritoriul județului Gorj seara trecută, am fost solicitat să intervenim la mai multe situații de urgență generate de vremea nefavorabilă, și mă refer aici la copaci căzuți, stâlpi căzuți, inclusiv un acoperiș care s-a prăbușit în municipiul Târgu Jiu, strada Grigore Cătălin Haidău. La fața locului s-au deplasat echipaje specializate din cadrul instituției noastre, care au intervenit pentru degajarea elementelor de construcție sau pentru degajarea copacilor. Din fericire, nu am avut persoane care să fi suferit leziuni în urma fenomenelor extreme. Mai multe autoturisme au fost afectate de bucățile de gheață de o dimensiune considerabilă. În urma fenomenelor meteorologice au rămas fără curent electric mai multe localități din Gorj și din afara județului.